Ok. Oficial, bună dimineața și bine ați venit la o nouă ședință, ați revenit la o nouă ședință de pictură. Spuneam că astăzi vom face pasteluri și am ales să facem un căluț. Aș fi vrut să-mi iau o altă foaie, doar că pe o foaie mai închisă la culoare, cum e maroniu ăsta, așa, s-ar fi văzut un pic mai închis desenul și nu l-ați fi văzut voi. Așa că am ales tot o foaie deschisă, tocmai ca să se vadă bine desenul. Domnule, este vreo problemă dacă desenăm în creioane, nu în pasteluri? Păi ori creioane colorate, ori pastelul, doar că la creioane colorate trebuie să... Creioanele colorate au vârful cerat. Atunci este indicat, în momentul când începem să facem, să punem culorile, umbrele, luminile, ar fi indicat să nu încercăm să întindem cu degetul, dar o să vă arăt eu la momentul potrivit că mi-am pregătit și niște creioane colorate, da? Noi am mai făcut... Cred că putem să distrugem primul strat de ceară de pe creioane. La creioanele, mina lor este cerată așa, în toată mina creioanelor. Bună dimineața, Iva. Iva sau Iva sau cum? Bună dimineața. Iva. Bună dimineața. Ideea e că la un moment dat când o să trebuiască să punem și să întindem cu degetul, să uniformizăm, creioanele colorate de regulă nu pot face lucrul ăsta și atunci trebuie să faci hașurarea. Dar o să-ți arăt eu la momentul potrivit. Deci cine o să facă cu creioane colorate, o să mixăm. Eu o să fac și pastelul și creioane colorate, tocmai ca să vedeți cum să le combinăm cumva sau cum să folosiți doar creioanele colorate. Noi am mai făcut la Rapunzel, cine știe, creioane colorate și știți, cei care ați fost la Rapunzel știți exact cum să folosiți creioanele colorate. Bun, am spus că ăsta este căluțul pe care o să-l facem astăzi. O să-l mut sus aici ca să nu ne mai deranjeze vizual și să vedeți doar foaia mea de lucru și haideți să împărțim de la 1 la 35, da? E rău dacă am o foaie colorată galbenă? Nu e rău deloc. Puteți să aveți orice culoare vreți la foaie. Eu am ales una deschisă tocmai ca să vedeți desenul, că aș fi vrut un maro închis, aș fi avut un albastru închis ca și foi, dar nu se vedea. Și atunci, ca să vedeți voi bine desenul când fac, am ales una deschisă. Ok, hai să numerotăm, da? O să folosesc, adică o să acordați un pic de timp să explic și celor care sunt noi, că avem doi colegi noi. Ce înseamnă partea asta de pătrățele? De ce am ales să împărțim modelul în pătrățele? Noi vom folosi o tehnică pentru a ne face schițele numită mărirea desenului la scară. Ce înseamnă asta? Adică modelul după care lucrăm noi, în cazul de față, căluțul, așa, este împărțit în 35 de pătrățele. Am ales eu să-l împart în 35, în 35. Voi puteți să-l împărțiți în câte pătrățele vreți voi când lucrați alt model acasă. Important este numărul de pătrățele de pe model. Trebuie să fie același cu numărul de pătrățele de pe foaia de lucru. De ce? Pentru că noi vom lucra după pătrățele. Adică eu mă uit în pătrățele ce desen am, cum am, de exemplu, urechea este în pătrățica 1, 6, 2 și 8, da? Așa? Și eu trebuie să o desenez la fel, în 1, 6, 2 și 7, pardon, 8. Așa, la fel trebuie să o desenez și eu aici, da? Cum, ce se întâmplă ca și desen în pătrățelele noastre, la fel se întâmplă și în pătrățelele de pe foaia mea de lucru. Astfel, eu reușesc să fac desenul cu o aproximație de peste 90% și să-mi iasă mare pe toată foaia, cum este pe modelul meu, da? Dacă voi vă alegeți să faceți o pisică sau un câine, eu știu când aveți voi timp liber și vreți să-l împărțiți în 50 de pătrățele, foarte bine, împărțiți-l în 50.
dar important e ca acelea 50 de pătrățele să fie și pe foaia de lucru. Da? Ca să vedeți exact ce se întâmplă în pătrățelele de acolo și să faceți și voi la fel aici. Despre asta este vorba în tehnica măririi desenului la scară. Da? Eu am ales 35 ca să ne fie mai ușor, să nu fie nici multe, nici puține și să fie ceva mai simplu ca și, evident, dacă sunt mai multe, dacă vreți să faceți un portret și sunt mai multe pătrățele, atunci este un pic mai complex desenul, dar gândiți-vă că o să vă iasă foarte, foarte bine. Bun, am împărțit în pătrățele, modelul este și el împărțit, foaia de lucru este și ea împărțită și haideți să începem. Să vedem cu ce aș putea să încep eu. Hai să începem cu urechea, dacă tot am explicat urechea. O să începem din pătrățica 1, da? Din pătrățica 1 de pe colțul din dreapta jos. O să facem o formă undeva pe linia lui 1 jos. O să mă duc cu o linie ușor curbată. Pleacă în sus linia. Se întoarce înapoi. Vine în 2, prinde colțul din stânga jos al lui 2, după care intră în 7 și se oprește undeva sus aici, în 7. Bună dimineața! Bună dimineața, Tea! Continuăm de unde am început. Din 1 coborâm în 6, da? Din 6 intrăm în 7 și ne oprim undeva în 7 aici. De pe partea de sus de la ureche, urechea nu-i terminat, o să trebuiască să-i mai facem noi partea de interior, cumva, că acum nu prea seamănă ea ureche. Așa, de pe partea de sus, da, de la ureche, o să coborâm cu o linie în jos, ușor, oblic, către stânga, da, ușor curbată, se îndreaptă un piculeț, intră în 12, din 12 se duce către 11 ușor, foarte puțin, se întoarce înapoi. Da? Deci se curbează un pic în 11, se întoarce înapoi, intră în 12, coboară din 12 în oblic către dreapta, intră în 17, din 17 se curbează către dreapta, iar linia coboară și se duce înapoi către stânga, jos. Da? Deci face ca un fel de S. Ca un fel. Coboară în 17, se curbează, deci se duce către stânga jos, în oblic, da? Intră în 22, un pic prinde colțul din stânga sus al lui 22, coboară în 21, la fel, pe la jumătatea lui 21, da? Pe linia din dreapta lui 21, la fel o să facă un fel de colț, dar nu este, e curbat. Cam cum este aici în zona ochilor, că am ajuns la nară aici, da? O să fac un fel de linie curbată. Asta este nara. Coborâm în 22 înapoi, colțul din stânga jos al lui 22, continuă să coboare, intră în 27. În 27 se îndreaptă un piculeț, se duce către dreapta, după care se arcuiește înapoi în sus. Se duce în sus, intră înapoi în 22. Din 22, asta ar fi gura, da? Din 22, intră în 23 și se oprește undeva aici. Ne întoarcem înapoi în 27. Să șterg un pic liniuța asta care... Așa, să rămână simplă. Ne întoarcem înapoi în 27. Pe curbura asta de aici,
undeva mai sus, chiar înainte de linia care desparte 22 de 27, o să mai facem o linie curbată, da? Ca să terminăm gura și să-i facem și bărbia. Deci o să facem așa. Curbăm o linie în jos, urcăm cu ea înapoi în sus, prindem colțul din stânga foarte puțin al lui 28, stânga sus, intrăm în 23 și ne oprim aici. Apoi, de pe linia lui 23 jos acolo, tot așa, pe partea de bărbie, finalizăm barba. De pe linie pleacă la fel o linie curbată, în 23, urcă sus. Apoi se curbează către stânga linia și urcă sus, pleacă spre, deci oblic dreapta în sus pleacă, intră în 18, din 18 se duce către 19 și se curbează foarte tare de la 19, face o curbură către dreapta de data asta, așa, ca să-i finalizăm partea de mandibulă a căluțului. Intră în 14 și se oprește undeva aici. Evident, o să trebuiască la urmă să mai facem puține ajustări, cel puțin eu, să vedem dacă o să trebuiască să-i mai lățesc un pic aici pe partea de bot, așa. Dacă nu, vedem cum o să iasă pe final, cumva. Bun, am terminat cu partea de mandibulă. Hai să continuăm de undeva de pe linia lui 7 și 8, de aici, aproape sus, da? Deci undeva aici o să fac eu un punct, da? Aici, între 7 și 8, ca să facem urechea dreaptă. Dreaptă, cum ne uităm la el, e urechea stânga lui, dar cum ne uităm noi la el, este urechea dreaptă. La fel, o să plecăm cu o linie în 7, care se arcuiește în jos, după care ea pleacă în sus către 2, intră în 2 și se oprește undeva pe aici. Se curbează foarte tare, deci nu o să fie vârf sus, se curbează un piculeț și se întoarce fix pe colț, da? Deci o să fie pe colțul lui 2, 3, 7 și 8, da? De aici se arcuiește frumos pe colț și se unește cu o linie arcuită cumva. La mine nu este fix pe colț, dar dacă la voi vă iese pe colț, foarte bine. Dacă vă iese ca la mine, iarăși nu e nicio problemă. E un milimetru acolo. O să-i fac eu o modificare un piculeț aici, că nu-mi place cum s-a arcuit linia asta de la început. Iar rămâne practic aceeași, dar o arcuiesc un pic mai tare. Atât. De aici, de la ureche, fix de pe colț, o să plecăm cu partea de gât. Da? De aici. Stai să ne uităm un piculeț dacă este în regulă schița, dar apare în regulă. Ok. De aici. O să plecăm cu partea de gât și ne ducem în 3. Deci urcăm cu o linie oblic către dreapta sus ușor. În 3. Din 3 în 4 ne întoarcem cu ea, se arcuiește în sus și linia începe să coboare, da? Din 4 coboară în 5, prinde colțul din stânga jos al lui 5 un pic mai mult, apoi coboară în 10 și iese. Dacă linia asta este prea tare, ca și cum ar avea o cocoașă, o ștergem un piculeț și o facem mai lină. Dacă pătrățelele nu sunt exacte și noi ne orientăm după pătrățele, există posibilitatea
ca desenul să iasă ușor, dar foarte ușor deformat. În cazul meu le-am tras repede și e posibil să nu fie exacte pătrățelele. Și atunci, dacă se mai deformează un piculeț desenul și îl vedem noi la ochi și nu ne place că este deformat, atunci îl modificăm noi uitându-ne la el și vedem, băi, de exemplu, în cazul ăsta ar fi, zic, măi, cocoașa e cam mare, zona asta de gât, parcă ar avea cocoașa, ar trebui să o fac un pic mai lină. Da? Acum, ne întoarcem înapoi pe partea asta de mandibulă, pe 19, și undeva de aici, o să-i fac eu un punct, vom trage gâtul în partea de jos. Da? Aici. Și o să plecăm cu o linie către dreapta jos, în oblic, da? Din 19 coborâm în 24. Din 24 intrăm în 29, se întoarce ușor invers ca și curbură, tot ca un S, da? Dar foarte puțin se arcuiește. Din 29 o să se oprească undeva pe aici. Ceva de genul. Pe noi ne interesează ca și parte cromatică, colorată, să facem zona asta cumva mai detaliată. E, și hai să-i facem un piculeț din 24 de aici, ca și cum i-ar pleca un pic din picior. Foarte puțin, din partea de sus, ca și cum ar fi umărul la noi. Da? La fel și la el, o să plece din 24 o linie, tot așa. Deci pleacă tot ca un S, se curbează ușor către dreapta, după care se curbează invers, se întoarce, se curbează către stânga și ea coboară linia. Da? Deci o curbăm ușor către dreapta, intrăm în 29, o întoarcem invers în 29, coborâm și ne oprim în 34, aici. Aici la ureche o să șterg un piculeț, că aș vrea să o îndrept la prima ureche. Aș vrea să îndrept un pic zona asta, ceva de genul, atât. Nimic, nu m-am dus, i-am modificat un piculeț că nu-mi plăcea cum se vede. Iar acum o să unim cumva zona asta de frunte, da? O să o arcuim un piculeț, ceva de genul ăsta. Ca să se unească și cu urechea asta la altă și cumva să aibă o continuare. De acum începe să se semenea căluț. Da. Aici, pe prima ureche la care am început să desenăm, undeva jos, înainte să se unească linia urechii cu fruntea, din linia asta o să arcuim ușor ca un colț în partea de jos. Ați văzut? Aici, da? Ia să vedem dacă dăm un pic de zoom. Dacă trebuie să mișc, nu se vede. Trebuie să mișc eu aparatul și nu este în regulă. Dar se vede, da? Am arcuit-o un piculeț aici, da? Așa. Și o să urcăm și o să ne întâlnim aici, în curbura asta cu ea, da? Deci în curbura asta, colț în partea de sus, continuăm cu o linie în jos, îi facem o mică buclă și ne întâlnim aici. Și am făcut partea interioară a urechii, da? Asta e partea interioară, asta e partea exterioară. Aici partea interioară, evident, este asta destul de mare, deci nu mai are... Partea exterioară nu se vede decât ca o grosime, un piculeț la interior. Dar asta o să o facem noi, cred că, mai mult direct din pasteluri. Ok. I-am terminat forma. Mă uit un piculeț la formă să vedem dacă îmi place zona asta. I-aș îndrepta un pic, adică n-aș curba-o chiar atât de tare aici. Deci o să mai șterg un piculeț la mine. Dacă la voi este un pic mai dreaptă, e foarte bine. Da? La mine este aici. Aș vrea să o mai îndrept un piculeț. Adică linia va rămâne la fel curbată, dar nu atât de tare.
Ceva de genul ăsta. Și acum, da, îmi place. În momentul ăsta chiar îmi place cum se vede. Așa, partea cea mai complexă, acum, ca și formă, noi am făcut, ar fi să-i desenăm ochiul. Ochiul va fi undeva aici, da? În pătrățica 13. Deci aici chiar am să dau zoom pentru că se vede zona asta și o să pot să dau zoom fără să trebuiască să mișc. Uite așa, da? Sau se vadă pătrățica 12 în totalitate, cum și 13. Okay. Pentru că o să aibă ochiul, după care partea de sprinceană, care de fapt nu se vede, dar se vede tot așa ca o linie care cumva completează ochiul. Bun, undeva între 12 și 13, aici jos, da? O să facem un punct. Aici va fi glanda lacrimară, da? Pe unde se lăcrimează cumva. Capătul ochiului de la interior. Da? Și o să facem o linie ușor curbată, da? O buclă mică. De la bucla asta o să facem partea de sus, da? Deci partea de sus a ochiului o să fie o arcadă care o să fie în partea de sus, care se arcuiește în partea de sus și se oprește, dacă nu mă înșel, aproape de mijlocul pătrățelului, pătrățicii 13, da? Dacă aici să tragem diagonalele, mijlocul este undeva aici, da? Hai să facem o buclă, o arcadă, da? Uite așa. O să facem una jos, care este, nu este la, tot la fel de curbată, este tot așa o arcadă, dar în partea de jos și se curbează un pic mai puțin. Și se oprește de desubt, nu se oprește în același punct unde s-a oprit cea de sus, da? Apoi, deasupra arcadei, din partea de sus, o să facem încă una care va fi ceva de genul ăsta și se va uni cu cealaltă cu care am început. Aici, bineînțeles, o să facem noi o linie curbată, uite așa, la bucla asta mică. Deci aici îi lăsăm zona, deci asta este glanda lacrimară, da? Zona asta de aici. Noi lăcrimăm, dacă o să vă uitați în oglindă, există o grosime pe partea asta de jos. Undeva aici, dacă vă uitați în oglindă și o să trageți așa ochiul, o să vă trageți un pic partea de jos să vedeți grosimea, o să vedeți un punctuleț fix aici. Aici este zona pe unde se lăcrimează, da? Și spunem glanda pentru că e fix lângă, da? Glanda lacrimară, pe unde curg lacrimile. Și o să mai facem la fel de desubt, una cum e asta de deasupra, doar că este foarte apropiată de cealaltă, da? Și nu se unește, se oprește undeva aici. Eu știu că din linia aceea de jos pe care se desenează dumneavoastră, de acolo mai vin și genele. Da, 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 așa este. Da, atunci când desenez ochii de oameni, de acolo fac genele de jos, de acolo încep, da. Cam din mijloc. Pe linia asta, de fapt, linia asta de aici are o grosime interioară. Ăsta este globul ocular, da? Deci ochiul în sine este ăsta, da?
Astea sunt pleoapele, pleoapa de sus și pleoapa de jos, iar pleoapele astea mai au o grosime interioară. Pe grosimea interioară de jos este punctulețul de aici unde se lăcrimează și tot pe grosimea interioară, deci fix pe grosime din colțul ei exterior, da, vin genele, într-adevăr. Și pe partea de sus, la fel, fix de acolo pleacă genele, da? De pe grosimea asta. Bun. Odată finalizat partea asta de ochi, hai să-i facem și la căluț, este mai mare, mult mai mare partea de iris. Da? O să facem aproape cât tot globul ocular, ceva de genul ăsta. Ochiul la cal de, și la, în general, în specia, nu știu, bovine, ovine, așa, sunt mari. Sunt foarte mari. Ei, din câte am înțeles eu și m-am interesat, mă rog, am citit așa, ei percep orice lucru la care se uită sau persoană, percep mult mai mare. De exemplu, omul, din cauza faptului că are ochi mare, l-ar vedea undeva de, nu știu, 7 ori mai mare decât dimensiunea lui normală. Din cauza asta și au partea asta de supunere și de frică, că la cât sunt de mari animalele astea, teoretic n-ar trebui să le fie frică de oameni. În fine. Acum hai să facem zona de sus, de sprinceană, da? Dar nu o să fie sprinceană, am spus că o să fie tot așa ca o linie, ca să amplifice mai mult partea asta de ochi, de completare a ochiului, da? Și o să plecăm de undeva de aici, din 12, cu o linie ușor curbată în sus, către stânga, după care se întoarce și merge către dreapta, intră în 13, din 13 face tot așa o arcadă în sus și se întoarce în colțul ochiului din partea de sus, ceva de genul. Da? Coborâm tot de aici, din partea de jos, o să coborâm de la pleoapa de jos, o să coborâm tot așa cu o linie în jos. Asta ne va ajuta când o să trebuiască să punem culoarea, da? Și ne oprim în 18, ceva de genul. O să dau un pic mai jos aparatul către partea de gură. Uite așa. O să facem și nările și să finalizăm cu gura cumva. De undeva din 22 de aici de la capăt, stânga jos, da? O să desenăm prima nară. Prima nară care se vede foarte puțin din cauza poziției, pentru că el este întors către profil aproape. Deci nu este profil, este undeva un semiprofil, aproape de profil și automat se vede un pic și din nara asta altă, din nara stângă cum ne uităm la el, nara dreapta lui. Și o să mergem cu o linie paralelă până aici. De aici ne întoarcem brusc cu ea în jos, ceva de genul ăsta. Coborâm cu o linie de sus, tot din 22, aproape de capătul botului, să-i zic așa, tot așa paralelă, ne intersectăm cu linia asta de la nară și coborâm cu ea până undeva în partea de jos, da? De la 22. După care ne unim aici cu ea.
sub formă de colț. Evident că linia asta se va continua în sus, dar asta o putem face din culoare la momentul potrivit. Hai să o facem și pe asta la altă, care se vede foarte bine. Nara asta o să aibă, nu știu cum să o... O să fie oarecum ca un triunghi cu vârful în sus, dar rotunjit la vârfuri, foarte rotunjit la vârfuri. Da? Și o să fie ceva de genul ăsta. Da? De undeva din 22 de aici, tot tragem o linie curbată. Se curbează, se arcuiește foarte tare în sus. Hai să vedem dacă am tras-o eu bine, dacă nu trebuie să mă duc un pic mai în stânga. Cred că trebuie să mă duc un pic mai în stânga. Ia. O idee. Se curbează, face un triunghi cumva, da? Doar că îl rotunjim la colțuri. Îl rotunjim mai tare la colțuri. Iar în partea de jos, baza de jos e un pic ceva de genul. Numai un pic să se blocase. Se vede, da? Da. În partea de sus. În partea de sus arcuim o linie așa și o unim cu vârful triunghiului, care de fapt este tot o linie curbată. Undeva de jos, de aici, o să venim cu o linie paralelă până undeva aici. Deci se mulează linia după forma nării, ceva de genul. Iar înăuntru, în partea interioară a triunghiului, o să mai tragem o linie la fel paralelă până în zona, până în partea de jos, până pe baza de jos, ceva de genul ăsta. Dacă ați făcut triunghiul atât de mare, puteți să-l mai ștergeți un piculeț în partea de jos și să-l faceți o idee mai mic. E la mine un pic cam mare. Și atunci îmi dă impresia că are cât a mai nara. Iar în partea de jos de aici, de la... colțul din stânga jos, o să mai tragem o linie curbată, ceva de genul ăsta. Vi se pare greu nara asta să o faceți așa? Nu. Dacă o iei pas cu pas, e ușor. Păi nu e greu deloc. Adică un triunghi rotunjit la vreo, mai grea a fost forma asta la altă. Ok, la gură nu mai facem nimic, că am terminat. Aici ok, barba e ok. Hai să dăm zoom out înapoi pe tot căluțul și să-i facem un pic din păr. Ok, părul. O să plece de undeva de aici, da? Din colțul, din colțul urechii, chiar din vârful capului, deci din colțul urechii, da? Urechea dreaptă, cum ne uităm la el. Pentru cei care știți cum am făcut portretul ăla de chip feminin pe negru, la fel are o șuviță din asta de păr care îi trece așa frumos pe frunte și îl face mai frumos. Deci o să coborâm cu o linie aici. Șuvița de păr nu este obligatoriu să o faceți fix ca mine. Da, puteți să o faceți cam cum vreți voi. Până la urmă și partea de interpretare. Trebuie să veniți fiecare cu câte ceva de la voi pus. Da? Dacă nu aveți idei, nu e nicio problemă. Puteți să faceți fix ca mine. Da? Coborâm cu părul. Cu șuvița de păr, din 7 în 12, din 12 merge frumos așa pe formă, pe
pe botul calului cumva și coboară și iese undeva pe aici, pe la mandibulă. Coboară în 17, linia continuă să coboare, intră în 18 colțul din stânga jos al lui 18, după care iese afară în 23 și continuă din 23 să coboare undeva în 28 și se oprește. Tot de pe urechea dreaptă, cum ne uităm la el, pleacă partea cealaltă de șuviță de păr. Adică cumva asta este șuvița. Noi acum mai stabilim grosimea cumva. Coboară la fel, aproape paralel să-i zic. Face o mică buclă în 12. După care începe și se subțiază un pic. Intră în 17, din 17 intră în 18, din 18 la fel, iese prin 23 cumva și se începe să se despice cumva în partea de jos. Da? Deci dacă aici șuvița ar veni unită, deci o să fie fir cu fir, da? în partea de aici, de unde se termină, ele încep să se despice un pic vârfurile și să se mai separe, da? Ceva de genul. Dar toate astea vor fi, la momentul potrivit, le vom face din culoare. O să continuăm un pic aici cu părul, tot de pe urechea dreaptă, cum ne uităm la el, și o să-i facem câteva linii, ca și cum ar avea o ușoară coamă. Să fie un pic mai în vânt părul ăsta, nu static așa cum este în model. Urechea dreaptă, cum ne uităm la el, se mai continuă în jos cu două linii, în partea de sus și în partea de jos. Da? Și o să fie două linii ușor arcuite, ceva de genul ăsta. Atât. Vroiam să mai trasăm niște delimitări, dar nu cred că este cazul. Doar aici la bot să mai facem o delimitare cumva de la bărbie. O să vedeți de ce facem delimitarea asta. De la bărbie o să fie ceva de genul ăsta, ca și delimitare. Linie de delimitare, unde o să punem noi altfel de culoare. Aici o să aibă o culoare, iar din coace o să aibă altă culoare. Bun. Cam asta este schița. Am insistat să o facem un pic teoretic, ea se face foarte ușor. Nu este foarte greu să ne o facem. Am insistat eu să o facem un pic mai detaliat, ca să o înțelegeți și un pic mai bine și cu zoom-ul și partea de ochi. Că și ochiul la cal este aproximativ la fel ca și la om, doar că este foarte mare. Este foarte mare și zona asta de iris, de pupilă, la fel, este mare. Cumva albul ochiului nici că se vede, aproape nu se vede deloc, ceva de genul. Bun, teoretic acum ar trebui să începem să ștergem pătrățelele. Eu o să dau să vedem la fiecare ce a făcut până acum, după care ștergem pătrățelele și ne apucăm de colorat, de partea de culoare. Dăm pe galerie și să începem cu Carina. Hai să vedem pe al tău, Carina. Carina Mocanu. Okay. Tu ești la șevalet acum. N-ai posibilitatea să iei camera cumva. Ia uite ce frumos e. Bravo, bravo. Superb. Șuvița asta din față, da, e în regulă și așa subțirică. Dacă vrei să o faci un pic mai grosuță, e ok. Dacă nu, poți să o lași așa. Foarte bună schița. Superb. Mai departe. Hai să vedem la Bejan Bianca.
Să vede un piculeț așa mai, mai... Da, gata, l-am văzut. Da, e bună schița, bravo, 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 e foarte bună schița. Așa, mai departe. Eu, nu? Mara, hai să-l vedem pe al tău. Îl văd, Mara, îl văd, nu-l văd atât de bine, dar se vede, e ok. Da, e ok, bravo. Așa, mai departe. Iris, hai să-l vedem pe al tău. Iris nu prea se vede, dacă îl poți da mai aproape de cameră cumva, îți bate lumina fix în el. Hai că acum parcă s-a conturat un pic, da, se vede, se vede, se vede un piculeț, da, e ok, bravo, l-am văzut. Așa, Larisa, hai să-l vedem pe altă Larisa. La cei care ați văzut și la ceilalți puteți să începeți să ștergeți din pătrățele, da? Se vede? Da, hai că i-am văzut forma, da, e foarte bună forma, da, super, bravo. Am apropiat acum, se vede mai bine? Ia, stai numai un piculeț. Stai două secunde, te rog. Unde ești, unde ești, când te mai găsesc? Ah. Ok. Da, da, se vede, da, da, e bun, da, e foarte bun. Așa, Iris am văzut. Irina, hai să-l vedem pe al tău. Aoleu, stai că n-am greșit. Un pic Irina. Da, frumos, da, se vede bine, foarte bine. Așa, Eva și Maria, hai să vedem la voi. Acum... Da, Mary, e ok, l-am văzut, e bine, bravo. Și mai aproape, Eva, mai aproape. Bravo, Eva, bravo. A, te-ai făcut un bretonaș acolo, mic, sus. Bravo, așa. Poftim? Da? Hai că o să-mi arăți imediat după ce termin de văzut la toți. Da? Irina, am văzut la tine. Cătălina. Se vede? Da, se vede. E bună schița. Foarte bine. Bravo. Ok. Foarte bine. Da, văd că nu am avut eu așa un pic emoții că s-ar putea să fie ceva dificultăți, dar nu. Iva, hai să vedem la tine. Foarte fain și la tine, Eva. Rugămintea mea este aici, la partea de mandibulă. Asta rotunjește un pic mai puțin, da? O idee mai puțin, atâta. Să nu fie prea tare zona aia. Așa. Raluca, hai să-l vedem pe al tău. Da, Raluca, foarte fain. Văd, tu ai foaia aproape ca a mea. Ok, faină schița, bravo. Așa, Tea. E bună schița, da? E bună. Aici, la partea de nas, aici n-am văzut-o eu prea bine, în partea din stânga, da? Să nu fie arcuită prea tare. Să o îndrept un piculeț, aici. Atât. Să oprești un pic, las că ți-o opresc eu. Așa, gata. Așa, Raluca, Daria, hai să-l vedem pe al tău. Acum. Uite, Daria are chiar maroniu. Nu se... Da, s-a văzut, da, se vede, bravo, se vede bine, ok. Așa, Erica, hai să-l vedem pe al tău. Ia, ce căluț frumos! Bravo, Erica! Bravo, bravo! Foarte fain! Așa, Tea, Daria, am văzut. Corina?
Bravo, Corina, frumos și la tine. Frumos, îi duci așa către armăsar, către... Bravo. Așa. Da. Trebuie să ies din conferință pentru că am de făcut ceva urgent. Ok. Și reintri sau mai reintri azi? Nu. Îți trimite înregistrarea, da? Puteți să trimiteți înregistrarea. Okay. Da, sigur. Bun. Bine, Daria. Bună ziua. Ok. La revedere. Andrei, hai să-l vedem pe al tău. Da, Andrei, foarte frumos. Ok. Foarte, foarte bine. Eva, am văzut. Miruna, l-am văzut pe al tău? Nu l-am văzut, nu? Replay spin. Ok, bravo, se vede. Da, am văzut. E ok, bravo, Miruna. Radu, cred că tu ești cu Galaxy A30. Sau cine? Da, eu. Te-am nimerit. Bravo, Radu. Da, e ok. Vezi să nu fie un pic nara ca mare. Nara asta care am desenat-o. Nu, poți să o faci un pic mai mică. Nu. Se vede așa, doar pe imagine, dar e mai mică. Ah, ok, atunci. Bine. Așa, Robert. Da, Robert, bună schița. Nara stângă aia care se vede, care se vede foarte puțin, fă-o mai mică un pic, da? Un pic mai mică, da? Că este mare, ca și lungime, la asta mă refer, da? Așa, Miruna, am văzut, Rudmira, hai să vedem la tine. Vai, ce frumos e, bravo. Bravo, faină schița, faină, bravo. Așa, Maria? Un pic mai aproape, Maria, dacă poți. Da, Maria, am văzut-o, gata, am văzut-o. E ok, bravo. Oricum, la tine se știa așa. Și Dela, hai să vedem. Dela, dacă mă auzi? Dacă nu, trece mai departe. Ah, uite, aici, la tine trebuie să vadă bine tare. Da, e perfect, superb. Bravo. Ok, am văzut la toți, la Ingrid n-am văzut, Ingrid, la urmă Ingrid, da? Când o să trebuiască să ne oprim să mai vedem o dată, mi-arăt și tu. Ok, ne ducem la, sau ne întoarcem la căluțul nostru și să trecem la partea de culoare. Acum, ce înseamnă pastelurile astea pentru cei care nu știu? Sau ele sunt de două feluri, fie pasteluri cretate, sub formă de cretă colorată, cum am eu aici, da? Este cretă colorată. Poate să fie la fel de mică sau poate să fie mai mare, da? Sau poate să fie cretă colorată rotundă, da? În funcție de cum le găsiți. Deci, sub formă de cretă colorată sau sub formă de cum sunt creioanele colorate, pastelele cerate, da? Sunt ca niște creioane colorate, dar cu vârful foarte, foarte gros, da? Și sunt cerate la vârf. Deci sunt astea două tipuri de pasteluri. Fie că folosiți cretă colorată sau că folosiți creioane colorate, este, rezultatul va fi cu siguranță același, aproximativ. Rugămintea mea este la pastelurile cretate, cerate, pardon, nu puteți întinde cu degetul. Și dacă nu puteți întinde cu degetul, să iau eu una aici, să tema în culoarea roz, nu am să caut eu un roșu sau un portocaliu. Un portocaliu, așa, portocaliu am, da? Deci am luat o culoare clasică, da? Nu este nimic special la ea, așa. Eu am uitat să șterg pătrățele, o să încerc să le șterg în timp ce... La creioanele colorate, rugămintea mea este să nu faceți linia foarte rapidă, foarte, eu știu, ceva de genul ăsta, da? Linia trebuie să fie foarte, să dau eu un pic de zoom, să vedeți pentru cei care faceți. O să fac un piculeț aici, în zona asta. Șterg aici, că eu n-am șters pătrățelele.
Așa. Între timp am să le șterg și eu. Deci, linia trebuie să fie nu apăsați, da? Și trebuie să fie apropiată, da? Deci trebuie să se unească. Ele trebuie să se unească între ele. Și mergeți așa într-un unghi inclinat. Și faceți linie lângă linie, linie lângă linie. Dacă aveți, nu știu, niște creioane colorate care se întind la deget, uite, astea oricât aș da, nu se întind. Da? Așa puteți să întindeți cu degetul. Dacă nu, dați linie lângă linie fără să vă grăbiți, pentru că dacă sunt... ia să vedem dacă se știe. Și domnul, dacă avem blender din acesta? De care? Stai doar o secundă. De care e? Din acela alb. Din acela... Pe hârtie, din orez, din acela. Se poate întinde cu ăla? Dacă se poate întinde, atunci nu e nicio problemă. Da, puteți să-l întinde. Da, se poate întinde, da. Atunci se... foarte bine, întindeți cu ăla, da? Se întinde creion, cărbune, mai multe tipuri. Da, că l-am dintr-un set de cărbune și, da, și eu dacă este... poate merge. Ideea este că nu știu dacă creioanele colorate, că e vorba de vârful ăsta cerat al lor pe care îl au, ăsta este posibil să nu vă dea voie să-l întindeți. Acum vedeți, dacă vă dă voie, folosiți-l, cum să nu? Că noi o să trebuiască să blenduim, da? Hai să șterg și eu repede. Măcar așa zona de căluț pe care o lucrăm și după aia pe fond o mai șterge eu. Așa. Noi am mai făcut odată, pentru cei care sunteți mai vechi un piculeț și ați prins, noi am mai făcut o broscuță în pasteluri. Evident, dacă nu aveți nici creioane colorate, nici pastelul, puteți să mergeți și pe partea de pictat, să pictați. Nu este obligatoriu să... Adică, decât să nu lucrăm deloc, mai degrabă lucrăm cu ce avem. Da? Ne orientăm la fața locului și lucrăm cu ce este posibil. Marian? Da. Poți să ies din conferință și să folosesc videoul, că astăzi mă duc să-mi iau pastelul și vreau să fac cu pastelul și să mă uit la video. Păi poți să rămâi în conferință, nu este problemă. Rămâi în conferință până la capăt. Dacă nu vrei să lucrezi absolut, nu vrei să lucrezi cu creioane colorate, atunci nu e problemă. Dar rămâi până la capăt, s-ar putea să te ajute și partea asta de cât ești... Oricum eu o trimit și înregistrarea. Da. Marian, da? Am văzut că pe site-ul tău este și acel, cum să zic, kit cursuri copii, care are mai multe. Da, da, da. Acolo, dacă vreți, mi se pare că aveți chiar contactul de la librăria de unde le cumpăr eu. Sau dacă da. Nu, îmi scrieți în privat și eu vă trimit, să-mi scrie părinții și vă trimit ăsta, cum îi zice... numărul de telefon de la librăria aia și vă poate face. Este un kit pe care eu l-am conceput acolo cu doamna de la librărie. Am vorbit cu ea și am făcut un kit ca să cuprindă mai multe, inclusiv partea de pasteluri. Nu știu care sunt, dacă doamna a pus cretate sau cerate. Eu i-am specificat să pună, dar indiferent oricare ar fi, sunt bune. Și acel kit are și un șevalet din ăsta mic de masă, are și... are multe. Șevalet, planșetă. Mi se pare că are și niște, nu cred că are foi colorate. Dar puteți să solicitați, că foile astea tot de la librărie de acolo sunt. Deci tot, cam tot ce cu ce lucrez eu aici, se găsește acolo, că sunt luate de acolo, evident. Bun, hai să începem. Deci dacă vreți
kitul ăsta de pasteluri, kitul ăsta de pictură pentru copii, ori vă uitați acolo pe site, ori îmi scrieți mie în privat și vă dau numărul de telefon de la librăria de acolo și vi puteți comanda, vi-l trimite pe curier. Eu am v-am zis, deoarece am încercat să-l adaug în coș, dar se tot încarcă și merge foarte greu și nu, până la urmă nu merge să-l adaug în coș. Sunt două kituri. Kitul începătorului pentru adulți, care ăla e cu culori pe bază de ulei și cu pânze. Și mai e kitul pentru copii, care ăsta pentru copii nu știu dacă îl puteți lua fix prin mine. Nu știu, am încercat noi să facem o din asta, dar nu cred că se poate fix prin mine. Trebuie să o luați legătura cu librăria. Hai să începem. Ca să nu mai pierdem vremea. O să începem cu partea de gură, partea asta, gură, nas, zona asta, cu alb. Da? Având o culoare acum la voi, dacă aveți hârtie albă, puteți să mergeți pe un hai să mergem pe un crem, da? Maria, dacă... Maria nu a terminat să șteargă pătrățelele. Da, nu este obligatoriu să le șteargă chiar pe căluți, eventual în zona asta, și hai că începem ușor, da? Nu încetişor. Și începem să punem culoarea albă. Fie că alegeți crem, fie că alegeți... Să fie o culoare deschisă, rugămintea mea, pentru cei care faceți pe foi albe, da? Sau na, dacă nu vreți să folosiți fix cromatica pe care o folosesc eu, puteți să folosiți alte culori, da? Deci nu este obligatoriu să mergeți pe cromatica asta. Da? Știți foarte bine că la cromatica aveți libertate totală să-l interpretați cum vreți voi, da? Să punem ușor pe lângă nară, deci toată zona asta o să o facem deschisă. În prima fază o să o facem cu o singură culoare, cu alb. Roz, dacă aveți, puteți să puneți aici la fel. Da? Dacă aveți foile albe. Mergem cu ea până în delimitarea asta pe care o făcusem în prima fază. Chiar dacă treceți peste linie, nu este nicio problemă. La creioanele colorate aveți grijă să nu treceți peste linie. Da? Ok, odată ce am pus culoarea cu pastelul retratat, ne vom folosi de deget să o întindem ușor sau să o uniformizăm. Sau de acel obiect pe care îl aveți pentru a face blendul ăsta. Da? Putem să punem în loc de roz sau crem galben la cei care au foaia albă? Bineînțeles, da? Ideea e că trebuie să fie partea de jos, trebuie să fie deschisă, dar la fel, aici dacă voi vreți să interpretați altfel căluțul, puteți să puneți maro dacă aveți alb, da? Puteți să puneți altă culoare, nu știu, albastru să nu puneți, sau măcar un albastru închis. Ba da, merge și albastru. Până la urmă, este vorba de pictură, da? La partea de pictură, interpretarea cromatică înseamnă ce fel de culori punem, este o libertate totală, da? Deci dacă vreți să puneți verde, puneți verde până la urmă, da? Că e vorba de pictură, da? Nu vorbim despre... o realitate sau să facem o imitare a realității. Ok. Odată ce am pus culoarea deschisă, o să vin pe lângă și o să mai adaug nuanțe. Da? Ca să nu rămână alb, vreau să-l combin albul ăsta și să-l duc. Într-o parte îl duc către roz, îi pun un pic de roz. Da? Am luat un pic de roz și încerc să îi adaug. Dar am grijă să-l întind, să-l integrez, da? El trebuie integrat, da? Nu trebuie să apară străin
și, nu știu, sub formă de niște linii din astea foarte tari. Da? Deci noi trebuie să integrăm tot ce punem aici, în această culoare. Da? E ca și cum am face o trecere de la alb către roz. Îi pun un pic de roz în partea de jos, aici, ca o ușoară umbră. Aici, pe lângă nară, nara asta foarte mare. Un pic pe lângă nara asta, la altă. Deci, voi folosiți, ia să dau un pic de zoom, ca să se vadă mai bine. Uite așa, că se vede mai bine. Da? Deci, voi folosiți acea unealtă de întins, da? Sau de deget. Nu contează. Dacă aveți pastelul cretate și eu știu creta este prea groasă, atunci rupeți-o un piculeț, da? O rupeți în așa fel încât zona cu care dați să fie, să fie mai subțirică. Da? Și nu apăsați. Că dacă apăsați, se face o, se fac niște linii foarte tari care greu se mai întind. Așa, am pus un pic de roz, ia să vedem ce pot să-i mai pun aici. Aș mai pune un maro foarte deschis, da? Un crem, un ocru. E către ocru cumva. Ocru ar fi să aduce un pic, nu, este un maro deschis, să zic. Nu e nici galben, nici portocaliu. Ok, și adaug un pic de maro, la fel, pe buză. Îi pun un piculeț, îl întind. Aici, îmi adaug un pic pe roz. Deja eu îl interpretez un pic altfel, da? Nu-l mai interpretez cum este acolo. Aveți grijă când îl întindeți cu mâna, culorile devin să pierd, da? Și nu mai au putere de strălucire. Și atunci noi trebuie să le facem cumva în așa fel încât ele să fie cu putere de strălucire. Mai intervenim prin locurile unde vrem să se vadă mai tare culoarea și mai bine. Intervenim doar că acolo nu le mai întindem cu degetul sau cu acea... cum se numește? Nu știu, aveam pe cutie, dar am aruncat cutia. Ah, ok. Cu acea unealtă. Dar nu întindem să se mai piardă culoarea, ci o lăsăm accentuată prin anumite zone, da? Bun. Mă opresc deocamdată aici, o las deoparte, că nu... O să mai intervenim la urmă, dar în primă fază am pus cam ce mă interesa pe mine cromatic. Da? O să iau în cazul de față un albastru. La voi merge albastru deschis pentru cei care aveți foile albe. La mine o să încerc un albastru un pic mai închis. Cei care aveți foile albastre ca la mine, încercați să faceți diferență, da? Să fie diferență de nuanță între albastru foii și albastru pe care îl punem. Și punem aici, în zona de delimitare, da? Întindem un piculeț frumos. O să mai facem la urmă un contur frumos, tocmai ca să-l scoatem și mai bine în evidență. O să mai pun albastrul ăsta pe partea asta de sus, între sprinceană și ochi. Da? Eu nu apăs absolut deloc, da? Chiar dacă se vede puternică pe înregistrare linia, eu nu apăs, să știți. Da? După care o uniformizăm.
continuăm cu ea, inclusiv în partea de jos. Da? Aici, în zona asta, deci, ca primă culoare este albastru ce am pus. Dar o să vedeți că sunt mai multe pe care noi le vom suprapune una peste alta. O să pun albastru ușor și pe pleoapă. Sau să-l întind pe ăsta, la altul se ducă pe pleoapa de sus și pe pleoapa de jos. Un piculeț. Lăsăm deoparte un pic albastru. Albastru ăsta mai deschis în cazul meu. Nu este albastru, este un pic mai închis ca albastrul foii, dar este, tot este deschis și am să iau unul și mai închis de data asta. Și am să-l pun la fel pe aici, pe lângă pleoape, pe sub pleoapa de jos, un piculeț, și apoi pe deasupra pleoapei de sus. Da? Acum, să presupunem că voi nu vreți să puneți albastru aici și vreți să puneți, să zicem, roșu, da? Ați pus un roșu mai deschis aici, pe urmă îl închidem un piculeț în partea de sus, sau că vreți să puneți maro, da? Punem un maro deschis, după care îl închidem un piculeț. Da. Eu cred că am făcut un caz pe erou. I-am făcut un ochi, i-am făcut un șoc de ca din animeurile alea chinezești. V-am făcut și conturi pe lângă ochi, zici că e care uitează. Păi și ce, nu-ți plac animeurile? Mie îmi plac. Îți plac animeurile? Da, ideea e că în loc să arate ca ochiul dumneavoastră, mi-am ieșit un ochi de ăla de anime. Păi poți să-l faci un pic mai mic. Da. De obicei, caii nu au ochi. Așa. De la asta se referă, nu? Da, că probabil să... Au ei ochi. Au o formă diferită. Da, au o formă diferită, da. Da, eu numai la anime-uri mă uit. O să facem... Că, bă, eu, mă uit, eu nu zic că nu, că mă uit la anime-uri în japoneză. Am învățat japoneză eu. Da, da, da. E, dacă vă plac astea, să te spargi. Înveți japoneză din desene. Și eu m-am uitat la foarte multe când eram mai mic. Foarte, foarte multe. Apropo de animeuri, o să avem inclusiv ședințe în care vom face niște personaje din astea. Vedem. Eu desenez animeuri deja. Nu, eu fix am un anime desenat ieri lângă mine. Bravo, păi când o să ne uităm la ele, o să mi le arătați. O să mi arăt ce are, da? Bun, da. Hai să punem un pic de alb. Eu deja le am. Sunt cam un caiet plin anime-uri. Foarte tare. Foarte, foarte tare. Bravo. Acum mai adăugăm niște alb aici în zona asta de albastru. Inclusiv în partea de sus, deasupra, aproape de sprinceană. Sau pentru cei cu faia albă, pur și simplu ștergem.
Nu neapărat să ștergeți, puteți să vă băgați către ce ați pus, galben sau ce ați pus, o culoare deschisă, da? Pentru cei cu foaia albă. Da? Nu vă duceți către alb, da? Lăsați-l, adică mai degrabă să fie mai colorat, da? Dar să fie o culoare deschisă. Așa. Acum o să vreau să adăugăm în zona asta, deci avem așa, în partea asta de aici, o să adăugăm roșu, portocaliu, galben, o să facem o combinație din asta, da? Și o să plecăm cu un roșu. La mine o să fie un roșu, o idee mai... Ia să-l vedem. Alaltul este închis. Asta este un roșu ușor, foarte ușor către oranj, da? Un roșu cald, să-i zic. Și adăugăm roșu în zona asta de aici. Cei care folosiți pasteluri cretate, vedeți că o să lase praf. Acel praf care cade pe lângă desen, e bine suflați, da? Suflați asupra foii, să-l dați la o parte. Să nu apăsați că după aceea se pune culoare pe foaie. Da, da, se pune culoare, corect. Da? Și dăm cu roșu. Evident, ce trebuie să fac la roșu ăsta? Acum, să-l întind, să vedem ce deget disponibil mai am. Că am, degetele mele sunt deja cu albastru și alb, uite, l-am pe ăsta mic. Și o să-l întind cu degetul mic. Aveți grijă când întindeți să nu aveți pe deget sau pe acea ustensilă, să nu aveți culoarea anterioară, da? Ca să nu se combine cumva. Sau să aveți un pachet de șervețele umede. Domnul! Da. Trebuie să întâlnesc asta mai devreme, că eu cred că am aici acolo un cubeu. E foarte bine. Da, îi mai trag un corn și este unicorn. Ce mai? Unicorn, un unicorn anime care trage cu raze din corn. Măi, Radu, dacă așa vrei să-l faci sau dacă așa ți-a ieșit, eu nu zic că e rău. Să știi. Dar să știi că eu așa o să încerc să-l fac. Eu așa o încerc să-l fac. Așa Bravo. O să încerc să-l fac. Abia aștept să-l și văd. Da? Hai, continuăm. Așa. Acum, din roșu ăsta mă duc cu portocaliu. Da? Luăm un portocaliu frumos. Domnul, am ascuțitoare porc. E ascuțitoare în formă de porc. Ah. Va scrie în gura lui. Și în sus, deasupra ochiului, am mai mers cu un pic de portocaliu. Așa, iar acum intrăm cu un pic de galben. Evident, zona asta o să trebuiască să o... Ce am lucrat noi acum în cromatica asta, o să trebuiască să o mai reproducem prin anumite locuri, da? Deci nu o să fie singulară. Eu acum am făcut partea asta de joc cromatic, ca să vedeți cum l-am făcut și cum l-am combinat și, bineînțeles, o să trebuiască să-l mai reproducem, o să-l mai punem prin alte zone, da?
Evident, dacă aveți mai multe nuanțe de galben și mai deschise și mai așa, e bine în zonele de galben să punem și mai deschis și mai închis. Da? Dacă nu îl deschideți voi cu puțin alb, da? Domnule, am o gumă care se e elastică și n-am înțeles niciodată cum poate să șteargă. Dacă se... Practic, aia când o folosești, îți reduce la creion. De exemplu, dacă ai apăsat, îți reduce intensitatea creionului. Apeși pe ea și îți ia din intensitatea creionului. Și rămâne ca și n-ai fi apăsat sau la cărbune sau la creion. Sau... Tot așa. Ia-uzi. Și la pasteluri merge. Ia uite. Păi ea încearcă să o folosești așa. Și mai adăugăm și puțin alb, da? Și ia uitați ce joc cromatic frumos a ieșit aici, prin combinațiile astea de culori. Inclusiv, gândiți-vă că acum căluțul nostru, evident, o să trebuiască să mai facem, da? O să trebuiască să facem și pe aici, prin zona ochiului, să ne ducem tot așa în jocul ăsta cromatic, roșu, portocaliu, da? Dar avem ca și contraste. Cine poate să-mi spună ce vede aici? Există un joc de contraste. Cine poate să-mi-l spună? Este evident și clar, uitându-vă la planșa asta. Ia să vedem. Albastru cu portocaliu. Albastru și portocaliu. Așa, și contrastul. Și contrastul se numește. Jocul se numește contrast între culori. De care? Complementare. Complementare. Da, dar mai există culori calde și culori. Așa, bravo, bravo. Asta este. Deci, avem un joc între culori calde și culori reci, da? Mă întreb dacă pot să fac super colosaian. Cum să-l faci? Nu contează. Ah, ok. Bun. Hai să mai facem aici, în partea de sus a ochiului, un pic de joc, după care ne uităm la fiecare ce a făcut până în momentul ăsta. Să știți că la mine eu am revenit înapoi la telefonul mobil, la înregistrarea cu telefonul mobil. Telefonul, se vede foarte clar la telefon și îmi place claritatea, însă la capitolul culori, în realitate sunt mai calde culorile și se văd mult mai bine decât în înregistrare. Asta ca să știți. Ce am filmat săptămâna trecută, într-adevăr, pe parte de culori se vedea foarte frumos, dar la claritate nu se vedea atât de bine. Cel puțin în înregistrare nu mi-a plăcut absolut deloc, așa că am revenit înapoi la telefon. Deci să știți, culorile sunt mult mai intense decât decât le vedeți voi. Sau cel puțin poate aveți un dispozitiv care are culorile mai pronunțate. Bun, deci spuneam că o să punem aici, tot așa, deasupra ochiului, rugăminte, dacă folosiți pastelurile cretate, da? Suflați, da? Ca să nu se ducă pe zona albastră, că nu vrem să se amestece cu zona albastră, ca să rămână diferită un picule, sau venim noi cu albastru după cumva și reglăm noi asta problema. Acum, dacă s-o amesteca, nu-i sfârșitul lumii. Putem să refacem. Dar de ce să refacem dacă deja putem să facem bine din prima? Există posibilitatea ca unii dintre voi să mai treacă peste. Uite, eu am trecut un piculeț și atunci vreau să refac un pic aici. Ai văzut? Chiar eu am fost ăla. Suflați, da? Dacă o să cadă praful deasupra, în zona albastră, suflați. Da? Continuăm cu portocaliul în sus. Da? Ne unim frumos cu roșu.
Facem ușor blendul, trecerile. Așa, iau înapoi roșu și vreau să fac, o să fie un contur cu roșu aici. Asta i-ar fi cumva zona de tâmplă, în zona asta, pe care am să-l pierd un piculeț, să nu fie atât de tare, da? Îl blenduim, așa se spune când îl întindem, da? Îl blenduim. Mai punem un pic de roșu aici, amplificăm. Și acum venim cu galbenul peste. Așa, îl mai deschidem, la fel ca în partea asta, la altă. Că nu-l lăsăm. Așa, și poate coborâm un piculeț, dar foarte, foarte puțin în zona asta de aici, de albastru. Doar ne unim un piculeț cu el, dar în partea de jos aici. Nu mult. Așa, un piculeț, cât se vadă, ca o trecere, cumva. Așa, și un pic de alb ca să pronunțăm câteva zone de aici, deasupra sprincenii. Albul care la mine pus peste galben a devenit un galben foarte deschis. Ok, am suflat, suflați și voi peste el ca să se curețe, da? Să nu aibă impurități sau praf. Așa, rugămintea mea, pentru cei care folosiți pastelurile cretate, nu atingeți cu nimic foaia până nu terminați, da? Când o să terminăm, o să ne oprim aici cu ședința de astăzi, așa, și o să o continuăm data viitoare, dar puneți foaia într-un loc unde să nu trebuiască să o atingeți cu mâna sau să suflați asupra ei sau, eu știu, să puneți altceva peste ea. Așa, ca să, odată că eu dacă am trecut acum cu mâna peste, întind totul, da? Și atunci trebuie să o protejăm. E, lucrarea la final, noi o să o protejăm după ce o terminăm, o să o protejăm folosindu-ne de un fixativ de păr sau de un, este un spray special care se dă peste, dar fixativul de păr este la îndemâna tuturor, da? Și atunci o să dăm cu fixativ peste tot, culoarea se întărește și atunci, da, se mai poate pune mâna pe ea, dar până atunci o să o protejăm să nu o atingeți cu nimic. Bun, asta este ședința de astăzi, deocamdată până aici, o să o continuăm data viitoare, o să mai avem de lucru, să facem șuvița de păr, o să lucrăm zona asta, urechile, partea asta de gât, coama, părul, da? Deci mai avem. Da. Eu m-am grăbit și am făcut tot calul. Mai trebuie să-i dau doar de toravitoare, mai trebuie să-i mai dau detalii doar. Păi sunt convins că o să mai ai de lucru la el, da? Da, deci și cei, da. Și cei care v-ați dus mai mult de atât, o să mai avem de lucru, pentru că noi o să combinăm culorile astea, da? Deci o să trebuiască să facem combinații mai multe, cum am făcut aici zona asta, o să punem mai multe nuanțe, da? Deci nu o să fie doar... Domnul! Am combinat 7 culori. Nu cred că putem să, nu cred că pot să combin mai multe. Zici tu că nu poți combina mai multe? Radu, nici nu știi ce posibilități sunt în pictură. Între singur. Ok.
se pot combina și cam vreo 1000 de... Sunt foarte multe. De exemplu, cercul cromatic. Nu, am combinat vreo 18 culori, dar într-un punct. Că 7 culori, ca 7 culori le-am combinat numai într-un colț. Da, roata culorilor sau, nu știu, spectrul solar al culorilor este foarte, foarte, foarte mare. Deci aveți combinații aproape nelimitate. Ok, hai să oprim înregistrarea.